Lumea se apropie de sfârșit. Ne apropiem de punctul zero, de embrioanele gheții azvârlite în spațiu. Viața s-a schimbat și e pe sfârșite. Imaginile colcăie de o îngrozitoare animalitate subversivă. Trăim o bucurie căreia nimeni nu mai are curajul să-i spună bucurie, iar tristețile noastre sunt niște manechine cu capul în pumni ne apropiem cu fiecare zi de nimic și de nimeni. Și e firesc să fie așa. Astăzi nimeni vorbește la televizor despre nimic. Nici o diplomă nu mai poate certifica niciun fel de inteligență. În diplome se înfășoară nimeni când vorbește despre nimic. O sută de mii de bombe atomice nedeclarate pândesc situația ca niște sălbatice pisici înfometate ziarele colcăie de propunerile indecente ale unor tinere mame, ale unor bolovan de azot. În fiecare zi, câteva milioane de pături de ozon se sinucid, iar poporul votează. Cum am mai spus, în mașina lui Zero ne apropiem înfiorător de nimic, iar sub dezvoltații lumii acestea se luptă în continuare. O sută de milioane de teroriști, dirijați de Bush lucrează în taină la potolirea noastră definitivă. În taină și absolut aiurea, pentru că ăsta nu e cel mai rău lucru de pe pământ. Marea afacere își apasă în toate memoriile amprentele sale slinoase, iar pianul inimii mele plusează cu muzica asta de circ. Două miliarde de oameni sporovesc în fiecare zi în mațele internetului. Ei încearcă să mă convingă că totul e dirijat de Dumnezeu. Un miliard de mașini împroașcă zilnic farmecele lor otrăvitoare în atmosferă. Alte zerouri continuă să vândă și să cumpere pământul. Mai oarbă decât ultima cârtiță, umanitatea înaintează. Spre iad, spre fiertura zgripturoaicei, spre îngrozitoarea explozie finală spre nebunie. Azi aș pune mai multe și aș, mi-aș revizui versurile mai lipsite de credință din acest poem. Pentru că aș știu că totul e dirijat de Dumnezeu și că ne aflăm pe marginea propăstiei într-un alt sens, prin toată pandemia asta și toate lucrurile care se petrec acum. Dar am vorbit despre asta în alte poezii.